Stimați parteneri, Alexandru Sârg este numele meu, reprezint compania Sanco Group și astăzi am să vă prezint o soluție de etichetare industrială. Este vorba despre aparatul Plino 5200, care poate veni în două variante. Aparat simplu, care este însoțit de o bandă, deci manual de utilizare, și varianta completă, dispusă în acest kit și include servieta de transport rigidă pe care o puteți observa. Totodată avem acest acumulator, adaptor și două benzi cu care vine acest fiecare kit. Aparatul despre care v-am vorbit, Rhino 5200, este prevăzut cu tastatură alfanumerică, taste rapide, manșon de cauciuc ce-l face este la eventuale șocuri și această gaură care îl ajută să fie prins de eventuala centură pe care îl poartă domnul inginer. Eu m-am gândit să vă fac astăzi o etichetă pentru un patch panel. Și pentru asta avem nevoie de acest acumulator. Introducem caseta în această fantă și ne rămâne decât să aprindem aparatul. Aprinzând aparatul, ne întreabă automat ce fel de dimensiune avem la etichetă. În spate, dacă ne uităm în această fantă, vedem exact că avem banda de 19 mm. Am dat OK, suntem în meniul general și acum apăsăm butonul pentru etichetarea unui patch panel. După ce ne-am întrebat, în submeniu îmi spune într-adevăr ce vreau să etichetez. Mă duc jos cu acest cursor, îi dau OK și mă întreabă distanța portului pentru acest patch panel. Eu am setat la 15 mm, i-am dat OK și mă întreabă câte porturi doresc să am. 3, 4, 5, 6, eu am să fac 4 porturi. Dând OK, veți vedea că pe ecran mi-au apărut 4 căsuțe aferente celor 4 porturi. Textul pe care am să-l introduc în prima căsuță va fi de A01. Notăm repede A01. Și pentru a nu mai fi nevoie să pun A02, A03, A04, apăsând acest buton rapid, funcție rapidă, ne ajută să serializăm din textul scris mai devreme, scris anterior. Eu o să serializez cifra 1 și mă întreabă incrementarea cum să fie făcută, din cât în cât, din 1 în 1, din 2 în 2. Eu am să pun din 1 în 1, toată mă întreabă câte porturi am. Cum am spus, am început, am 4 porturi. Dau OK și o să-mi dau seama că mi-a apărut numerotarea A01, A02, A03, A04, fără a mai introduce eu manual tot textul. După ce am terminat de editat textul, acționăm butonul print și vedem că prin această fantă putem emite eticheta. După ce eticheta a fost scoasă, acționăm cutterul manual din partea dreaptă, eticheta a fost scoasă și așa arată, dragi parteneri, eticheta patch panel despre care v-am vorbit mai devreme. Regăsiți sub video linkul firmei sancogroup.ro. Vă stăm la dispoziție cu toate soluțiile de etichetare. Alexandru Sârghi mă numesc și vă mulțumesc pentru atenție.